Astfel, autoritățile se pregătesc pentru ca țara noastră să se poată alătura portalului european de verificare a certificatelor de imunizare, care va fi lansat în 1 iulie în Uniunea Europeană. Responsabilii susțin că cel mai probabil din 1 iulie am putea descărca certificatele digitale de imunizare. Odată cu acest pas, autoritățile pregătesc o decizie conform căreia accesul la diferite evenimente publice, cinema sau teatru s-ar permite în baza certificatului digital de vaccinare. Ministerul Sănătății susține că în urma a discuțiilor din ultimele trei săptămâni cu oficialii europeni, cei din urmă au declarat că certificatele de imunizare emise de țara noastră corespund pașapoartelor verzi de imunizare eliberate de europeni. Prin urmare, autoritățile așteaptă un răspuns oficial al europenilor când ne-am putea alătura portalului de verificare a certificatelor de imunizare, care tehnic ne-ar permite libera circulație în țările membre UE. Însă, deocamdată, o decizie finală în acest sens nu a fost emisă de către Uniunea Europeană.